Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019 Crăciun fericit, dragi telespectatori! Iată-ne într-o zi de sărbătoare la o nouă ediție a emisiunii Cunoașterea Vieții – Motorul Transformării. Astăzi facem încă un pas spre a cunoaște și a aprofunda misterele vieții. Vă reamintesc că dacă aveți întrebări sau doriți să ne scrieți, ne găsiți pe pagina de Facebook Cunoașterea Vieții – Motorul Transformării. Acolo aveți și un e-mail, ne puteți contacta. Eu sunt alături de Cătălin Luca. Crăciun fericit! Suntem aici, într-o atmosferă foarte caldă, la, la Lumina uh, Focului, și astăzi, împreună cu dumneavoastră, uh, vom deschide uh, acel mini-manual de instrucțiuni despre care am vorbit data trecută, și vom începe chiar cu litera A uh, acestui mini-manual de instrucțiuni, și anume alimentația. Da, chiar s-a nimerit. Și suntem chiar în zi de Crăciun. Urmează Sfântul Ștefan, Revelionul, Anul Nou, Sfântul Vasile, Sfântul Ion și o ținem așa până la finalul lunii ianuarie, din sărbătoare în sărbătoare. Însă, stomacul nostru uh, se resimte după aceste sărbători, și cred că nu întâmplător uh, s-a uh, nimerit această temă în această zi. Se resimte în măsura în care nu mâncăm cum trebuie sau ceea ce trebuie. Altfel, putem să dăm stomacului, ca să spunem așa, ceea ce el cu adevărat are nevoie și atunci, evident, că se va bucura și stomacul și intestinul și sufletul nostru de toate bucatele pe care ați ales să le consumați. Da, în știi, această perioadă. Pe masa de Crăciun mai toate bunătățile, dacă le iei separat, parcă niciuna nu s-ar combina cu cealaltă, dacă stai să, să te gândești ca la carte. Cum facem totuși să ne, să luăm, să mâncăm din toate, dar să păstrăm și sănătatea organismului, să nu-l încărcăm. Cel mai bine ar fi, cred, să mâncăm anumite alimente, după care să permitem o anumită pauză în care să se realizeze primul proces de digestie, după care eventual putem să continuăm cu alte alimente care sunt pe masă, să zicem așa, adică nu mâncăm din prima toate alimentele care sunt pe masă, pentru că atunci unele din ele, cu siguranță, se vor bate cap în cap și vor îngreuna foarte mult digestia. Care este timpul care ar să le lăsăm? De preferință este să mâncăm la început alimentele care sunt mai dificile de digerat pentru că ele necesită un foc digestiv mai amplu și atunci începem să mâncăm un aliment care se digeră puțin mai greu, consumăm alimentul respectiv, urmărim să-l mestecăm cât se poate de bine, este foarte important asta, chiar e un secret din punct de vedere al alimentației macrobiotice și anume să se digere foarte mult, să se mestece foarte mult mâncarea, pentru că atunci absorpția este mult mai puternică iar procesul de digestie este foarte mult ajutat. Și nu mai punem stomacul să muncească foarte mult, ci uh, muncim noi din articulațiile... Adică vrei să spui că dacă noi mestecăm vibulare. mult mai bine mâncarea, și mâncăm practic aceleași lucruri pe care le-am mâncat și anul trecut sau zilele trecute, digestia se realizează mult mai bine? Eu sper să nu mâncați alimentele de anul trecut, să fie unele proaspete noi. Ca și preparate. Da. <laughs> Evident că vor fi aceleași tipuri de alimente pe care s-au mâncat și anul trecut, sunt cele tradiționale pe care, mă rog, cei care mănâncă carne vor mânca alimentele tradiționale cu carne, cei care nu mănâncă carne, vor mânca alimentele, să spunem așa, tradiționale, fără carne. Eu mă înscriu în această categorie, fără carne, din câte știu și tu nu te înscrii în aceeași categorie. Dar foarte important este să mestecăm foarte mult. Dacă știm că ne ducem la o masă sau ne așezăm la o masă care este foarte consistentă, cu diverse tipuri de alimente și în care poate ai fost invitat și se supără gazda dacă nu mănânci din fiecare și nu îi spui aprecierea respectivă despre alimentul respectiv, atunci urmăriți să mestecați foarte mult. Asta este un mare secret mesteci, mesteci, mesteci foarte mult, după ce ai înghiți, după aia iar mesteci, o să dureze puțin mai mult masa, dar oricum de sărbători se stă mult la masă, masa nu este ceva... Mai toată ziua se stă la da, masă. fast food și atunci ne permitem să facem aceasta, mestecăm, mestecăm uh, cât mai mult și astfel o să punem la o muncă mult mai mică stomacul, pentru că deja uh, o mare parte din procesul de digestie, de mărunțire, este deja realizat la nivelul cavității bucale, în gură, după care înghițim alimentul care este foarte bine amestecat. Toma nu mai are foarte mult de muncă, își face treaba lui cu <coughs> timpul lui de digestie, după care ajungă la nivelul intestinului, deja munca este mult mai ușoară. Și atunci organismul o să vedeți că e ca și cum acea muncă de digestie, de mărunțire, de transformare a elementelor în particule din ce în ce mai mici care vor fi absorbite este realizată în mare parte la nivelul cavității bucale. Și apoi, evident, se continuă procesul, dar astfel ne vom trezi că, de fapt, nu avem uh, o muncă mare de depus în organismul nostru, intestinul, stomacul și așa mai departe, și ne vom trezi că, surpriză foarte plăcută, am mâncat și din felul acela, am mâncat și din felul acela, am gustat și din felul acela alimente care, teoretic, sunt de diversitate largă, și mă simt foarte bine. Iar dacă după ce am mâncat, o să luăm și anumite plante sau anumite condimente, ca să spunem așa, cum este coriandru fenicul, chimenul, care putem să-l facem sub forma unui ceiuț sau putem să le luăm chiar ele însă măcinate și să le mestecăm puțin în gură chiar și să știu le înghițim. Chiar am fost la un restaurant, la sfârșit îți dădeau mai multe condimente, fenicul, anason, cu bombonele mici înăuntru ca să poată fi mestecate. Exact, să restaurantele indiene fac asta. pentru că. Atunci... Cât de mult ajută aș așa ceva? de mult. Când am fost în India și mi-aduc aminte că am fost la unul de restaurante, am fost chiar cu profesorul care uh, a învățat Ayurveda și uh, după ce am mâncat, au venit evident cu aceste... Uh, condimente, ca să spunem așa, și am întrebat, erau trase într-un fel de substanță de-a lor, ca să spunem așa, preparate într-un anumit mod, și chiar am întrebat ce sunt. Și el mi-a spus că sunt exact condimentele pe care le aveți și voi, coriandru, chimen, fenicul, mai aveau încă două plătuțe tipice indiene, și care au rolul ca după ce ai mâncat să-ți ajute procesul de digestie și astfel să digeri hrana foarte ușor, fără să resimți acea greutate în stomac care stă, nu știu cât am mâncat și încă după 3 ore simt că mi-e greu stomacul. Nu, mestecând foarte mult, luând aceste condimente după ce am mâncat, vom reuși, cu alte cuvinte, să digerăm foarte ușor mâncarea. Și asta este chiar un truc, un, un fel de secret al restaurantelor indiene care s-au extins în lume, mă refer în lumea occidentală, și anume că omul se duce, mănâncă o mâncare destul de complicată, de, grea de complexă pentru că alimentele meniul indian nu este unul foarte ușor și mănânci acele alimente mâncând aceste condimente după aceea la sfârșit se digere foarte ușor și după o oră chiar ești foarte ușor nu simți starea aia de greutate simți că ți s-a digerat și te duci și a doua oară și asta este chiar un secret al lor de ce lumea vine destul de des la ei și chiar există acest această senzație că m-am mâncat acolo, am mâncat lucruri care m-au plăcut și complicate, dar totuși le-am digerat foarte ușor. Și m-am simțit bine după. Exact. Și atunci asta e foarte bine. Să amestecăm cum trebuie și să Uh, luăm aceste plăntuțe digestive după aceea. Iată, dragi telespectatori, deja două mici secrete, dar de fapt ele sunt uh, lucruri foarte mari pe care le puteți aplica chiar de astăzi, de la următoarea masă, să mestecați mai bine și să faceți așa. Cum putem lua condimentele? Putem face un borcănaș uh, uh, să le punem cu miere? Cum e cel mai indicat? Și încă o dată să repetăm care sunt. Fenicul, Deci coriandru, cu chimen, chimen, dafin, iar este foarte bun. Anason. Anason, iarăși este foarte bun. Brăchitan. Le putem pune în miere să-și lase acolo A, esența? sau? Puteți să le puneți în miere, puteți să le puneți în, 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 în... o combinație care vă este plăcut de administrat. Sau se poate face un ceiuț și așa mai departe. Sau, de exemplu, un efect post-digestiv foarte bun la are Că e suedez, că e românesc, că e paracelsus, că contează soiul. Sunt multe plante acolo care sunt macerate și multe din ele sunt chiar digestive și ajută procesul. De aia se și spune, bitterul are un efect post-digestiv foarte bun, ajută digestia ca ea să se realizeze foarte bine. Apropo de ce ai spus mai devreme, aș vrea să te întreb cât de eficiente mai sunt acele plante atunci când turnăm apă fierbinte peste ele? Evident că îți scade foarte mult din calitatea lor. Dacă facem infuzie, atunci ceea ce rămâne în ceiuțul respectiv sunt cam 5-10%. Care ar fi o soluție ca totuși să ne luăm toate principiile din plante? Cea mai bună soluție este pulberea sublinguală, adică a făcut râșnit, a făcut pulbere fină și atunci luăm, mestecăm pulberea respectivă și înghițim cu ceiut sau cu apă sau cu miere sau cu ce vrem noi, cu un suc, ceva, sau a făcut macerat la rece. Deci se lasă plântuțele respective în apă rece, la temperatura camerei, se lasă 8 ore, 6, 7, 8 ore la macerat, nu se încălzește, nu se fierbe, după aia se strecoară și se bea infuzia, maceratul respectiv la rece. Chiar am făcut și eu un macerat și am observat că plantele își lasă mult mai fin și mai rafinat esența și aroma în, în apă lăsată peste noapte decât dacă îl faci ceai. Da, pentru e că... E un alt gust al plantei în acel acolo, macerat. așa cum am mai spus de multe ori, o plantă are două caracteristici, și anume are o structură biochimică care va intra în organismul nostru și va determina anumite reacții biochimice. De exemplu, busio, cu menta, coriandru, chimenul, are o structură biochimică care atunci când intră în organism, în funcție de uh, receptorii, să spune, din organismul nostru se va duce într-o anumită zonă, la stomac, la ficat, la intestin, la plămân, unde este nevoie și un organism are nevoie, va duce acea substanță biochimică și va ajuta Organismul, celulele, organul respectiv, în funcție de necesitatea respectivă. Dar planta mai are ceva, și anume o structură informațională, o structură energetică ce conține o informație. Aceasta, în momentul în care noi aducem un organism, de fapt, noi ne încărcăm cu informația respectivă, cu acea structură energetică pe care noi o asimilăm și, așa cum de altfel se știe și se vorbește de mulți ani, noi suntem energie, nu suntem doar carne, nu suntem doar oase, chiar nici deci acelea nu sunt, de fapt, materie în sine, o să vorbim despre asta într-o altă emisiune. Și atunci, acea structură energetică a plantei respective, de fapt, intră în ființa noastră și ne impregnează cu caracteristica ei. Și astfel, ea aduce, de fapt, o calitate superioară, ca să spunem organul respectiv sau sistemul respectiv, sistemul cardiovascular sau endocrin sau respirator și așa mai departe, va primi de fapt această informație, va primi de fapt această calitate care va impregna ființa noastră și astfel se poate rezolva chiar o problemă sau să ajute la funcționalitatea cât mai normală a organului respectiv. Interesant. Având vedere ce ai spus, pot ajuta plantele sau toate verdețurile pe care le dăm Mama Pământ, la creșterea energiei, creșterea vibrației interioare? Evident, de ce mâncăm? Că revenim la faptul că mâncăm. Mâncăm în primul rând că ne place, dar nu doar aceasta. Mâncăm pentru că, de fapt, noi vrem să ne alimentăm. Adică să aducem organismului nostru substanțe biochimice, da? Vitamina A, vitamina B, complexul de B-uri, c U, d U, e U, să aducem omega 3, 6, 9, să aducem calciu, fier, zinc, seleniu, siliciu, molibden, aur, cupru, argint, și așa mai departe. Cu alte cuvinte, această complexitate a organismului nostru, gândiți-vă că suntem, unii spun 70 de, mi, 70 de trilioane, alții 700 de trilioane de celule. 700 este de trilioane de, de celule. Sunt foarte, foarte multe celule. Și evident că ele sunt... Uh, de o diversitate foarte mare. Celulele creierului sunt într-un anumit fel, celulele plămânului sunt total diferite de cele ale creierului și total diferite de cele ale ficatului și așa mai departe. Și fiecare din aceste celule, cu alte cuvinte, fiecare din aceste organe, de fapt au nevoie de substanțele proprii lor. Nu pot să-i dau aceeași substanță ficatului pe care o dau, de exemplu, creierului sau pe care o dau plămânului sau pe care o dau prostatei sau pe care o dau pielii și așa mai departe. Sunt substanțe diferite. Gândiți-vă, 700 de trilioane de celule cu necesități extrem de variate. Cu alte cuvinte, noi avem nevoie să aducem în organism foarte multe substanțe. E, aceste substanțe pe care biochimic noi le aducem în organism, ce se petrece de fapt? Noi mâncăm uh, cârnațul, că e de porc, că e de soia, mâncăm uh, salata, că e băf, că e orientală, Uh, în momentul în care noi o mâncăm, organismul nu asimilează cărnațul respectiv direct, nu asimilează calta boșu direct, nu asimilează salata beof sau salata orientală, nu asimilează uh, soteul de legume. Ce face? Mărunțește de fapt organismul nostru, și de aia ziceam că e foarte important să măstecăm, mărunțește de fapt acele alimente în particule din ce în ce mai mici, cât mai mici posibil, care pot fi absorbite de către organismul nostru, de către uh, intestinul nostru. Deci intestinul le absoarbe în celulele respective, de acolo le preia sângele care irigă intestinul într-un mod extraordinar și le duce mai departe în organism. Aceste substanțe ajung la nivelul celulelor în funcție de necesitățile lor și acolo ce fac? Celulele absorb substanțele respective, le introduc într-un proces biochimic foarte interesant și în urma acelui proces biochimic de fapt ce rezultă? O energie care este dată organismului dată organul respectiv, pentru a funcționa, să-și facă funcția pe care are, ficatul de filtrare și de stocarea uh, rezervelor de uh, glicogen, de glucoze în organism, uh, Riniciu de a filtra și de a face stocurile respective, plămânul de a aduce oxigen și de a oxigena uh, sângele nostru, creierul și așa mai departe. Așa cum, de exemplu, noi punem pe foc un lemn, este o substanță. Da? Este o substanță concretă. Ei, ea intră într-un proces alchimic de ardere, de transformare a unui element în alt element, în care rezultă căldură. Ei, la noi la fel. Intră în organismul nostru substanțele respective, câți vitamine, câți omega, că și așa mai departe, câți minerale, intră în organismul nostru, celulele folosesc acele substanțe biochimice, în urma care o rezultă o activitate o energie. E. Acea energie este în funcție de ceea ce noi am consumat. Cu alte cuvinte, Adic dacă eu uh, mănânc un anumit aliment care are o structură biochimică și o structură informațională, eu asimilez structura biochimică care se duce la celule și le hrănește, asimilez structura informațională care aduce o energie, care se combină cu energia care rezultă numai în urma proceselor din organul respectiv. Și astfel eu de fapt devin un cumul a acestor energii pe care eu le generez în ființa mea, prin procesele biochimice sau pe care le aduc în ființa mea, prin alimente, prin plante, prin diverse substanțe naturale și astfel eu sunt de fapt această energie. Având acest proces pe care l a explicat uh, foarte pe înțelesul tuturor, um, aș vrea să ne spui ce se petrece în organism atunci când majoritatea alimentelor pe care le mâncăm conțin zahăr. Din câte știm, chiar și alimentele sărate la conserve sau în diferite forme au diverse forme de, de zahăr. Cum se petrece tot acest proces la nivelul organismului atunci când este foarte mult zahăr în, în, în interiorul alimentelor? Evident că noi funcționăm una din sursele noastre de uh, energie și care este cea mai ușoară este glucoza, care se transformă în energie foarte ușor. S-a observat prin diverse studii că zahărul atunci când noi îl mâncăm ne aduce și foarte multă energie. Cu alte cuvinte, se transformă rapid în uh, energie, ca să spunem mai pe înțelesul tuturor. E, el generează cu adevărat o energie, dar are și foarte multe efecte secundare. În sensul că atunci când noi, de exemplu, mâncăm zahăr, zahărul alb, rafinat, sau zahăr brun, care este, din păcate, tot zahăr alb, dar este colorat. Rare ori am găsit cu adevărat zahăr brun autentic. Deci când mâncăm zahăr alb, el vine și aduce un aport de energie foarte mare, foarte rapidă, dar cu efecte secundare foarte cumplite. De ce? Pentru că e ca și cum în acel moment pancreasul primește un pumn, ca să spunem așa, deci e o lovitură destul de puternică, pentru că indicele de dulce, ca să spunem așa, al zahărului e 120-140, deci o acțiune foarte puternică. Spre deosebire, de exemplu, de indiciile uh, mierei de albine naturale, care este undeva la 70-60-70, este mult mai mic, este la jumătate. Cu alte cuvinte, acțiunea miere, de exemplu, este mult mai blândă, se asimilează mult mai ușor zahărul din fructe, din fructele naturale sau din legume, se asimilează mult mai ușor. Nu creează acest, această forțare a organismului, această forțare a pancreasului de a metaboliza, ca să spunem, acel dulce în mod excesiv. Și din cauza asta apar de multe ori așa-numita rezistență periferică la insulină. De ce? Pentru că forțează organismul să accepte acest dulce foarte agresiv. Mai mult decât atât, s-a observat că, de fapt, zahărul chiar creează o dependență. În ce sens? Generează un mecanism, inclusiv la nivelul celor nervoase, care, primind acest dulce foarte ușor, îl va dori în continuare. Și noi dorim și dorim și dorim și ne trezim că suntem, tot timpul vrem să mâncăm ceva dulce. Mai mâncăm ceva dulce? Când mâncăm ceva dulce? Ce-am făcut astăzi ceva dulce? De ce? Pentru că am creat această, acest mecanism de dependență, într-o anumită măsură, al organismului nostru de ceva care să fie ca un combustibil foarte ușor. De exemplu, dacă pun un lemn pe foc, el arde într-un anumit mod, lent, emană căldura într-un anumit mod și așa mai departe. Dar dacă eu pun aici, de exemplu, un, o substanță care arde foarte repede, cum sunt acele brichete sau cum sunt acele substanțe care dacă le pui pe foc încep să arde foarte repede și te ajută să aprinzi focul la început. E, în acel moment folosim un combustibil care arde foarte repede, de o căldură imediată, dar după aceea trebuie să le realimentezi pentru că se stinge focul. E mare și după aceea se stinge. Pe când lemnul începe să ardă treptat, treptat și ne încălzește o perioadă lungă de timp. Dacă noi folosim așa numitele brichete, în ghilimele, cum este zahărul alb sau alte substanțe care au aceste efecte secundare puternice, generează o energie imediată, dar învață organismul pe o combustie dintre asta foarte rapidă, euh, explozivă, ca să spunem așa, dar cu foarte multe efecte secundare și chiar este numit zahărul și nu mai este un secret acesta. Prin foarte multe cărți îl găsim ca fiind o travă, exact, moartea albă. De ce? Pentru că el generează în timp efecte secundare foarte puternice. Că toți suntem la categoria Negative. zahăr. spune te rog, câteva soluții dacă corpul este obișnuit cu zahăr și suntem în cazul unei dependențe de zahăr. Ce pot face oamenii, ca să, telespectatorii, ca să scape de această dependență? Și bănuiesc că treptat. E vorba de un proces treptat și nu, nu o să renunțăm la zahăr de mâine. Putem, Sau, putem să... să renunțăm și de mâine dacă ne propunem, însă vor a, a, și spun din propria experiență, apar momente când creierul, când a, a, ceva în interiorul tău îți cere și ai tendința de a, de a reveni și atunci e nevoie de o voință foarte mare. Da, datorită acestei dependențe care se generează și care este extrem de nesănătoasă, ca să spunem așa, într-adevăr, organismul va tot cere acest combustibil care se de foarte repede. Și atunci, de preferință, este să facem acest lucru treptat. Adică să începem să introducem mierea sau extractul de ștevie sau, de exemplu, xilitolul bun. există trei tipuri de xilitol. Unul care nu este bun, unul care și este mai puțin... cum îl recunoaștem pe cel bun? Um, o să vorbim într-o altă emisiune. Trebuie... Am notat să știi. Da. Um, că sunt ceva detalii. Um, să luăm acele substanțe care sunt naturale și putem să mergem în miere și uh, ștevie, uh, cu adevărat naturale, pentru că acestea, spuneam, au un uh, indice glicemic, să spunem, indice de dulce foarte mic, mult mai mic decât zahărul alb. Mierea are, de exemplu, 70, 60, 70. Xilitolul bun, cu adevărat, are indicele 7, 10, deci este chiar foarte bun, cu condiția, repet, să fie cel bun natural. Ștevia, la fel, este un îndulcitor foarte bun, dacă este naturală, că am văzut pe piață și fake-uri, adică cele care nu sunt cu adevărat naturale. Acestea pot înlocui cu un real succes Zahărul alb sau zahărul nenatural, zahărul care ne creează atât de multe stricăciuni sau lucrurile în organismul nostru. Dar. Pot trebuie fi să... și fructele uscate? Mare... Fructele uscate, da, fructele în general, că sunt crude, că sunt uscate, că sunt conservate în compoturi, compoturi fără zahăr, evident, uh, sunt extrem de bune și atunci ele pot suplini această necesitate. Aveți senzația aia, vreau să mănânc ceva dulce. Creierul cere ceva dulce, pentru că este combustibilul cel mai ușor care să susțină activitatea respectivă. Și atunci ne ducem și mâncăm de exemplu fructe uscate sau niște fructe, ceva. Înlocuim zahărul nesănătos, zahărul alb cu aceste zaharuri care sunt mult mai ușoare de digerat și care chiar sunt extrem de bune pentru organism. Zahărul este o problemă. Problema care completează zahărul este și cum combinăm alimentele, de exemplu, ce mâncăm, cât de mult mâncăm, dacă mâncăm alimentele care ne sunt proprii noi, în nouă. Pentru că, de exemplu, eu am un foc digestiv, am o constituție, să zicem, din punct de vedere aerovedic, se numește Vata dosha, și am o constituție mai subțirel, așa, cu un foc destul de agitat, mâncarea, de obicei, mănânc aleatoriu și haotic, ca să spunem, nu am un program regulat de masă, n-am un program regulat de somn sau de muncă și am această Constituție care este un exces de vata doșa, cum se numește în Ayurveda. Nu mă apuc să mănânc alimente reci și complicate, pentru că atunci focul meu digestiv nu o să le digere și din ceea ce am mâncat o să digere 10-20%, 80% se transformă în ama sau toxine, cum se numesc. De ce? Pentru că ele nu sunt digerate. Și mănânc o masă care m-a săturat dintr-o anumită perspectivă, mi-a umplut stomacul, mă simt bucuros că am mâncat alimente respective, dar pentru focul meu digestiv, care, gândiți-vă, este abia pâlpâie, ca o lumânare, și eu vreau să fac o oală de sarmale, o pun pe foc, dar o pun pe un foc de lumânare. Evident că nu se vor face sarmale alea bune, care ne plac nouă și care ne dau pe spate și care sunt atât de îndrăgite de sărbători. De ce? Pentru că focul este prea mic ca să alchimizeze, să transforme substanțele din interiorul respectiv. Avem cea mai bună compoziție, avem cea mai bună foiță de vie sau de varză din ce am făcut sărmale, dar nu are focul care să le transforme. E, acest foc care le transformă, noi punem oala pe foc, o punem un cuptor care are un anumit foc sau o punem pe ochiul de la ragaz, are un anumit foc de o anumită intensitate. Dacă dăm focul la foarte mic sau punem o lumânare de desubt, sigur nu o să alea bune. Ei, așa e și în organismul nostru. Focul nostru digestiv, care este un foc alchimic, transformă de fapt elementele pe care noi le aducem, sarmalele, caltaboșii și așa mai departe, le transformă de fapt aceste elemente în particule din ce în ce mai mici, care după aceea le convertește în elemente asimilabile de către organism și care după aceea vor genera energie. Energie de care organismul are nevoie să gândească, să respire, să digere, să, să crească părul, exact, pielea, să se regenereze, să mișcă mâinile și picioarele, să, să eliminăm, poate, evident, texile. să ajute aparatul excretor să elimine substanțele toxice, să ajute sistemul imunitar, de care o să vorbim mai pe larg într-o emisiune, pentru că da să știți, ca o avantpremiere, sistemul imunitar necesită foarte multă energie. Dacă noi nu-i dăm energia respectivă, el nu are cum să funcționeze. Și de unde și-a energia aia? Wow. Din ființa noastră. Ce mâncăm noi generează energie. Ceea ce noi Gândim și simțim va genera sau va consuma energie. Dacă noi avem suficientă energie, va hrăni și regenerarea și procesul de digestie și procesul de detoxifiere și procesul de imunizare de apărare. Nu aducem substanțele în organismul nostru. În cazul de față alimentele care trebuie care să ne hrănească cu adevărat, nu vom avea energia necesară organismului pentru a funcționa. Wow, sistemul imunitar necesită atâta energie și noi ne aducem aminte de el uh, toamna când începe răceala și căutăm poate o vitamina acest sau uh, Da, de obicei uh, ceva. ne aducem aminte când începe deja Fără să e... nu funcționeze cum trebuie. Vom vorbi și despre sistemul imunitar într-o emisiune separată, căci e o temă atât de importantă, mai ales în aceste vremuri. Uh, ai spus mai devreme de focul digestiv uh, și aș vrea să punctăm uh, un lucru foarte important aici. Ai spus că o persoană care e mai firavă și are un foc digestiv mai mic, uh, poate să nu digere în tocmai toate cele alimente și să ele să se transforme în toxine. Vrei să spui că o altă persoană care are un foc digestiv foarte, foarte, foarte bun poate digera toate cele alimente, toate cele substanțe și să nu se transforme în atât de multe toxine? Sigur! Evident. Cu alte cuvinte, focul digestiv este cel mai important. În procesul de digestie este foarte important, pentru că el va crea premiza unei absorpții extraordinare din ceea ce mâncăm. Dar foc digestiv armonios are și tipologia mai subțire, vata doșa, cum se numește în Ayurveda. Foc digestiv armonios poate să aibă și structura Pita doșa care este cea medie și bine structurată sau structura capa care este mai solidă și mai și bine putem, făcută, ca să spunem așa. Cum putem afla uh, la ce nivel este focul nostru interior? Poate da. nu reușim să distingem aceste elemente. Pur și simplu putem, de exemplu, să înainte de a ne decide ce să mâncăm, să real tragem o privire, ca să spunem așa, în interiorul nostru și să ne vedem. Suntem agitați, suntem contractați în zona abdominală. Am avut o zi extrem de stresantă și agitată. Suntem uh, cu mintea peste tot, suntem cu emoțiile extrem de. Uh, vol cum să spun, uh, tumultoase. Uh, suntem uh, învolburate, am vrut să zic. Suntem uh, uh, contractați noi ca structură, înseamnă că focul digestiv este consumat pe altceva. Dacă suntem foarte liniștiți, suntem uh, uh, armonios, ca să spunem așa, echilibrat, atunci înseamnă că focul nostru digestiv este așa cum trebuie. Și, evident, că fiecare din cele trei structuri Vata, Pita, capa, au nevoie de anumite alimente, au nevoie ca alimentele să se prezinte într-un anumit mod, au nevoie ca asimilarea, sau, mai bine zis, procesul de a mânca să fie într-un anumit mod. Un vata dosa trebuie să mănânce lent, liniștit. Uh, un pita dosa trebuie să mănânce la fel, lent, liniștit, să nu se agite. Un capa dosa poate să mănânce chiar un pic mai repede, deși el nu o să facă aceasta, dar și el trebuie să mai stăce foarte bine. Un vata dosa și un capa dosa trebuie să mănânce alimente calde, întotdeauna calde. Uh, vata trebuie să mănânce un aliment cald, umed, uleios. Un pitadosa nu trebuie să mănânce lucruri, de exemplu, foarte picante sau foarte astringente pentru că îi va amplifica foarte mult focul și el are deja o caracteristică a focului care se perturbă foarte ușor, se amplifică foarte ușor și atunci el trebuie să mănânce liniștit și nu alimente foarte picante sau foarte iute sau foarte fierbinți, că am văzut oameni care, de exemplu, mănâncă a terminat de făcut mâncarea pe foc, o dau la o parte și o și mănâncă deja. Foarte fierbinte e la un pita, dacă mănânci foarte fierbinte, amplifici focul la extraordinar de mult. Pe când un vata poate să mănânce mai cald, un capa poate să mănânce mai cald, pentru că ei au focul digestiv sau focul interior mai slab reprezentat. Un pita are un foc foarte puternic. Și atunci mestecăm foarte mult, pentru toate trei tipologiile este foarte important asta, Pita să nu mănânce foarte picant. Capa poate să mănânce mai picant pentru că ajută focul digestiv să digere mai ușor. Un vata, de exemplu, să mănânce ușor picant, dar nu excesiv. Um, ai o punctat să foarte despre mult despre tipologiile. Așa, aș vrea suntem pe finalul emisiunii și că tot uh, ai pus accentul Deja? pe ele. Deja. Pe scurt, ce reprezintă de fapt aceste tipologii și cum putem afla ce, ce tipologie suntem. O să facem o. Toate persoanele de pe pământ se încadrează în aceste trei tipologii. Da, deci rău da spune așa. Noi suntem constituiți din trei structuri principale sau trei caracteristici principale. Pita, capa, pita, vata. Cu alte cuvinte, toți avem aceste trei doșori, cum se numesc, sau structuri. Da? Deci toți avem aceste trei caracteristici, doar că proporția în care se găsește este diferită. De exemplu, în structura mea, vata doșa este predominant. Deci este un procent mai mare, există în ființa mea și pita și capa, dar vata este preponderent. La tine, de exemplu, Pita este preponderent, există în ființa ta și capa și vata, dar pita este preponderent și de aceea îți dă această structură. Într-o ființă care este mai solidă și bine făcută, este un capa predominant, are și pita și vata, dar el este predominant capa. Deci noi avem toate acestea, doar că proporția în care se regăsește în organismul nostru este diferită. Ceea ce noi trebuie să facem nu este să le aducem pe toate la aceeași proporție, 33,3 în perioadă să fie uh, egale, nu. Ci structura pe care noi avem, că Dumnezeu atunci când ne-a creat ne-a dat o anumită structură, prepondere în K sau prepondere în Pita sau prepondere în vat, ca ele să fie armonios reprezentate. Deci există într-un echilibru și o armonie între ele. Că pot, de exemplu, să fiu Vata-Doșa, dar să am un Pita exacerbat. Într-un anumit moment, că am făcut ceva, am mâncat prea picant, am făcut eu știu ce uh, activitate care a fost intensă, și să-mi amplifice, de exemplu, pita, sau să-mi amplifice capa, și să mă trezesc că sunt mai lent, mai greu, mai fără chef, mai uh, un, de, un dezechilibru, ceea ce este disarmonios de la capa. Uh, să n-am chef, să vreau să stau mai mult și să le nevesc în pat și așa mai departe. Sau poți fi o structură, pita dar cu tendință dezechilibru capa Și atunci se existe aceasta în ființa ta. De aceea, ceea ce noi trebuie să facem este să menținem armonios, în primul rând, evident, structura noastră principală, vata, pita sau capa, dar și celelalte. Și atunci, evident că starea noastră de sănătate, ai urmă, dar spune așa, starea de sănătate este, de fapt, echilibrul perfect în proporția care este specifică ființei noastre, a celor trei doșari, constituinți corporali. Cu alte cuvinte, sunt niște caracteristici în funcție de alimentație, de cu modul nostru de a fi, care ne definesc. Nu, caracteristicile sunt în funcție de structura noastră, de structura noastră fizică, de structura noastră emoțională, de structura noastră mentală. Deci ele definesc, de fapt, aceste trei doșeri doșe, care, de fapt, cumva invers. Cele trei doșe ne dau caracteristica noastră. În funcție de cum sunt ele, avem o anumită structură fizică, o anumită structură emoțională, o anumită structură mentală. Dar o să vorbim într-o emisiune... Clar, este nevoie să facem o emisiune separată acestea. despre acestea Apropo și de. aș vrea să te provoc, să te convoc cumva, să te... Uh, uh, la un, uh, un mod de a poate de a le date respectatorilor prin care să recunoască ce fel de uh, tipologie. Sunt poate un chestionar sau uh, da, chiar am o modalitate făcut... de a le transmite și a face online cei care vor să-și cunoască tipologia. Da, ce chiar voi? am făcut uh, aceste chestionare prin care, citindu-le, bifăm unde ne recunoaștem și la sfârșit, când se face punctajul, vedem 60% capa. padoșa. 20% pita, restul vata, deci sunt capăt de Despre asta o să vorbim atunci. Să vorbim de atunci. pe finalul emisiunii acum și n-aș vrea să se termină emisiunea uh, fără să ne spui ce se petrece cu toate toxinele care nu sunt eliminate din organism și rămân acolo. Um, Pentru că, da, e o perioadă în care aducem în organism și toxine. Care evident că atunci când noi mâncăm, mâncarea pe care noi o mâncăm nu este perfect curată, pură și transformabilă 100%. Are și diversi conservanți sau are diverse substanțe care vor, în urma procesului de alimentație, ca să spunem așa, vor rezulta, va rezulta ce se petrece de fapt. În organismul nostru, noi mâncăm, da? Alimentele respective intră în procesul de digestie. Procesul de digestie ce face? Separă, mărunțește acele alimente din ce în ce mai mici, în particule din ce în ce mai mici, cum am spus, dar face și o separare substanțe care sunt cu adevărat nutritive, hrănitoare și care vor hrăni, le absoarbe sângele și le duce în organism, dar și substanțe reziduale care vor continua la nivelul conolului, tranzitului și după aceea le vom elimina prin scaun afară. Cu alte cuvinte, există această separare. Cu cât alimentele pe care noi le mâncăm, le mestecăm mai bine, sunt mai curate, au substanțe nutritive mai bogate, cu atât Substanțele hrănitoare vor fi mai multe, substanțele reziduale mai puține. Cu cât alimentele le mâncăm mai pe fugă, mai necontrolat, ca să spunem așa, neconforme cu focul nostru digestiv, cu atât substanțele reziduale vor fi mai multe, substanțele toxice și substanțele nutritive mai puține. Și atunci ne vom trezi că, de fapt, deși am mâncat foarte mult și ne-am îmbuibat, cum se zice, cu alimente. Nu ne simțim în forță, nu ne simțim puternici. Momentul la când am mâncat și suntem greoi și ne am ne tragem la pat, cum se zice, și stăm în fotoliu sau în canapea și ne uităm la televizor o oră, două și încă tot mai digerăm. Apropo ja? de asta, e bine să stăm în pat după ce Nu, no, evident că nu e bine. Urmărim să nu stăm lungiți, dacă se poate chiar să facem o activitate ușoară sau o plimbare și așa mai departe, pentru că asta va amplifica focul care se digere alimentele respective, dar va ajuta inclusiv și la drenajul, transportul substanțelor nutritive către uh, organele țintă, ca să spunem așa. Deci noi, cu cât alimentele sunt mai curate, cu cât sunt mai bine mestecate, cu cât sunt mai Focul, mai pe măsura focului nostru digestiv, cu atât ele se vor transforma mai mult în substanțe nutritive și mai puțin în substanțe reziduale. Dar, evident, că vor fi substanțe reziduale într-o cantitate mai mare sau mai mică, și atunci trebuie să introducem în conștiința noastră acest principiu al detoxifiere, al scoaterii din organismul nostru a tuturor substanțelor reziduale care inerent au fost aduse în organismul nostru. Ne-am propus astăzi să vorbim despre alimentație și detoxifiere, dar uitându-mă la ceas, cred că detoxifierea o să o lăsăm <laughs> într-o temă, într temă separată. Dar uh. e foarte important. Procesul de detoxifiere este extrem de important, pentru că dacă noi nu scoatem din organismul nostru toate acele substanțe toxice, organismul are pe patru metode de eliminare prin scaun, prin urină, transpirație, respirație. Cam 80% se elimină prin scaun. Restul prin celelalte trei mecanisme. Dacă noi nu avem scaunul cum trebuie și chiar în Ayurveda se spune la jumătate de oră, o oră după masă trebuie să ai scaun. Ai mâncat de trei ori pe zi, trebuie să ai trei scaune pe zi. Ai mâncat de două ori pe zi, trebuie să ai două scaune pe zi. De aceea trebuie să ajutăm prin plante, prin diverse metode naturale, să ajutăm ca tranzitul intestinal să fie conform cu ceea ce noi mâncăm. Clar, avem nevoie de mult mai mult timp pentru a asimila toate aceste informații. Suntem pe final și am să te rog să formulezi concluzia acestei zile. Care sunt cele mai importante lucruri uh, cu care telespectatorii trebuie să rămână? Trebuie. Este bine să rămână e și uh, să-i ajute. Primul rând, să urmărim pe cât posibil să mestecăm cât mai mult alimentele, pentru că asta va asigura o digestie foarte bună, o asimilare foarte bună. Să combinăm alimentele pe cât posibil astfel conform cu focul nostru digestiv, cu capacitatea noastră de a digera. Dacă simțim că suntem mai slăbiți sau mai stresați sau mai contractați în zona abdominală, atunci urmărim să mâncăm lucruri mai simple în ziua respectivă. Poate a doua masă deja suntem mai bine și putem să mâncăm ceva mai complex. Deci, mâncăm conform cu ceea ce organismul poate duce, nu cu ceea poftele pe care le avem sau cu mesele care sunt întinse în fața noastră ci să aducem în organism cât putem duce, că altfel organismul începe să sufere. Mulțumesc frumos pentru toate aceste informații. Dacă v-a plăcut această emisiune, vă invit să dați like, share, subscribe, să comentați, să ne spuneți că dacă v-a plăcut, dacă v-a fost utilă, să știm și noi să ne puneți întrebări, să știm pe ce ne axăm, pentru că ne dorim să, să fie o emisiune utilă, să învățați din asta, să, să fie informații care chiar să vă ajute. Așa că așteptăm feedback-ul vostru, așteptăm să ne scrieți, să ne puneți întrebări. Suntem aici și mai ales doctorul Cătălin Luca este aici să vă, să vă răspundă. Vă reamintesc că ne găsiți pe pagina de Facebook, Cunoașterea Vieții Motorul Transformării. Să avem sărbători cu bine, să avem căldură în suflete și lumină în suflete și noi vă dăm întâlnire săptămâna viitoare cu o nouă temă de excepție. La revedere, o seară frumoasă!